Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 57-a ediție a Analizelor Economice, un proiect comun IDIS Viitor și Privesc EU. Ne puteți urmări pe pagina oficială fie IDIS Viitor și Privesc EU sau pe pagina mea ioniț.md, unde găsiți absolut toate datele. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect care ne-a luat prin surprindere și cea mai amplă reformă cu impact fără precedent asupra noastră s-a petrecut așa aproape pe neobservat. În ce sens? Că luni am aflat că în Republica Moldova demarează reforma de tot ce înseamnă învățământul superior și cercetare. Toată lumea s-a axat pe subiectul universităților, unde vor merge studenții, ce se va întâmpla cu profesorii, însă în opinia mea această reformă are cel puțin 4 dimensiuni cu un impact fără precedent în istoria noastră. Din start vreau să spun că este nevoie de reforme, mai mult ca atât înțeleg îngrijorarea guvernului și acum aveți vedea de ce este nevoie de făcut acest lucru, însă o reformă atât de grandioasă, o reformă atât de mare, după mine, grabă care se face poate mai mult să dăuneze decât să ajute. Din acest motiv, astăzi nu vreau să critic această inițiativă, mai mult ca atât nu vreau să mă expun foarte mult, deoarece este o temă care fierbe acum în societatea. Ceea ce vreau să fac, să scot în evidență niște tendințe, niște cifre, cu asta îmi place să mă ocup de ani de zile, să arăt că probleme avem, să arăt că el necesită rezolvare, să arăt că guvernul atunci când s-a apucat de acest lucru n-a făcut-o fără motiv, dar totodată cred că trebuie să atragem atenția la câteva elemente care sper foarte mult că atât guvernul, cât și parlamentul, cât și toate persoanele interesate atunci când vor discuta, vor ține cont de aceste lucruri. De ce am spus că această reformă, care toată lumea s-a axat doar pe universități și pe studenți, de fapt este cu un impact cu mult mai mare și aici văd 4 dimensiuni importante care cred că merită o analiză. Această reformă, în primul rând, prevede comasarea centrelor universitare și centrele de cercetare. În Europa și în țările dezvoltate este o practică că învățământul este comasat și învățământul este împreună cu cercetarea. În Republica Moldova noi avem universități unde noi pregătim studenții și avem centri de cercetare care erau în jurul Academiei de Științe. Eu cred că această intenție de a comasa aceste centri este una benefică, mai mult ca atâta. În opinia mea vor avea de câștigat atât universitățile, cât și centrele de cercetare și unirea efortului intelectual, material, financiar, va fi benefic pentru toți, studenții vor putea fi implicați în cercetări, cercetătorii vor putea să lucreze cu studenții, deci cred că lucrul acesta este bun. Unica ce mă îngrijorează că așa un lucru despre care se discută, cred că cel puțin vreo 15 ani, atât de brusc are loc. Spre exemplu, avem cazuri fericite, nou rector Academiei de Studii Economice, din întâmplare a fost înainte de aceasta directorul Institutului de Cercetare Economic. Și atunci, cred că aceasta va fi un caz fericit, aceste două instituții când se vor unifica, va trece destul de ușor. În alte cazuri mi-e greu să mă expun. Dar acesta este primul impact, după mine, este atât de mare că noi nu ne putem imagina. Deci, practic, avem o unificare a două sisteme diferite care au activat diferit 10 de ani de zile și acum noi unificăm ceea ce niciodată Republica Moldova nu a fost unificat, cu toate că vreau să vă spun că în universități există cercetare. De ce? Mie mi-era straniu. De ce universitățile care au cercetare nu sunt împreună cu cei care doar cu cercetarea? Această problemă se rezolvă. A doilea lucru care se întâmplă și care a trezit cel mai multe reacții este comasarea universităților. De ce guvernul merge pe această cale? Acum vom vorbi când ne vom uita câți studenți avem noi. Și de fapt aici este provocarea guvernului care spune, da, pe de o parte noi avem o utilizare ineficientă a resurselor că dăm pentru universități aparte și pentru cercetare aparte, trebuie să dăm împreună, plus avem și o problemă că universitățile noastre sunt destul de micuți și trebuie de unificat resursele. Aceasta tot mi-e clar și această întrebare este dureroasă, tot ce a făcut guvernul a fost prea rapid, dar după ce veți vedea cifrele, veți înțelege că este clar îngrijorarea guvernului. Al treilea lucru care cumva a ieșit din spațiul nostru este să nu uităm că noi suntem într-o situație dificilă, avem un conflict în stânga Nistrului.
Și avem o problemă legată cu o universitate care este refugiată în Republica Moldova și mai avem încă 11.000 de studenți în stânga Nistrului care învață într-o instituție de învățământ superior care nu este recunoscută pe plan internațional. Și aspectul stânga Nistrului să-l uiți în această reformă, după mine, este nepermis. Din acest motiv, eu sper foarte mult că în acest proces de reformă, subiectul stânga Nistrului va fi aparte și despre aceasta voi vorbi în mod special, este al treilea aspect. Și a patrulea aspect, care chiar nimeni n-al discută, este că această reformă va însemna cel mai mare proiect imobiliar din istoria Republicii Moldova. Ce am în vedere? Nimeni nu și-a pus întrebarea, dar în Chișinău, că cel mai mult această reformă afectează universitățile din Chișinău, vor apărea imediat după această comasare, unificare, vor apărea 10 de hectare de terenuri libere, inclusiv în centrul Chișinăului, cu valori de milioane de dolari, care deja agenții imobiliari și companii imobiliare își freacă mâinile și se gândesc că gata, gata, acum terenul ăsta este al nostru. Vor apărea 10.000 de metri pătrați de spații, de oficii, dintre care cea mai mare parte a lor în municipiu, în centrul Chișinăului, și iarăși apare întrebarea ce facem cu ele. Deci noi vorbim de 10, chiar sute de hectare, că dacă sunt anumite centri care posedă sute de hectare de terenuri în municipiul Chișinău, și atunci noi această reformă, fără să ne dăm seama, o transformăm în cel mai mare proiect imobiliar din istoria Moldovei. Și aici vreau să atrag atenția. Dumneavoastră știți că centrele de cercetare și universitățile li s-a înstrăinat deja 10 de hectare. Veți merge pe terenurile care cândva erau a centrelor științifice, acum sunt blocuri locative. Dumneavoastră știți că Curtea de Conturi se ocupa cu acest subiect. Când ultima dată s-a auzit că în Parlament să fie dezbătut subiectul cum universitățile noastre și învățământul academic și de cercetare a rămas deposedat de proprietăți, la ce prețuri au fost vândute și ce s-a întâmplat cu acești bani dacă i-au mers la cercetare de dezvoltare sau au mers în buzunarul unor oameni. Fără o analiză serioasă, noi riscăm să repetăm și, de fapt, dintr-o reformă a învățământului superior, riscăm să ne transformăm într-o reformă a imobilului din municipiul Chișinău. Dar haideți să le luăm la rând. Deci, cu cercetarea și unificarea cercetării cu învățământul superior, vor fi dezbateri multe. Eu personal consider că acest lucru, într-adevăr, va crește atât capacitatea de cercetare cât și de predare. De aceea, unificarea acestor două dimensiuni separate în Moldova, eu le salut și consider că guvernul a avut curaj să facă acest lucru, care nu s-a făcut de ani de zile, cept sunt de vreo 15 ani să discute și uitați-vă când în sfârșit se face. În privința consolidării universităților, vă vorbi ceva mai târziu. Acum aș vrea să mă opresc mai întâi cu Universitatea din Tiraspol, apoi cu imobile și apoi să mă întorc la studenți. În prezent, în regiunea noastră, în trei țări, și aș vrea aici să arăte pe slide-uri apar, noi avem trei țări care sunt într-o situație de conflict, și anume, Ucraina, din păcate, este într-un război, acum avem Georgia care a trăit un război, și avem Republica Moldova, care 30 de ani acum se împlinesc când am avut și noi un conflict armat la Nistru. În toate aceste trei țări, în prezent, sunt 16 universități refugiate. 11 universități sunt în Ucraina, 4 universități sunt în Georgia și o universitate în Republica Moldova. În momentul când Republica Moldova a devenit candidat la Uniunea Europeană împreună cu Ucraina, ceea ce trebuie să facă Republica Moldova este împreună cu aceste trei țări să rezolvarea conflictelor care sunt în aceste țări, unul din instrumentele este universitățile. Universitățile care sunt refugiate din aceste zone, deci sunt instituții, centri intelectuale din zonele de conflict, aceste universități trebuie să fie un instrument de soluționare a conflictului în toate aceste trei țări. Din acest motiv, atât Republica Moldova, cât Ucraina, cât și Georgia trebuie să aibă o politică unică, susținută de Uniunea Europeană, de soluționare a conflictului, inclusiv de întoarcerea universității refugiate în zonele de conflict. Din acest motiv, eu cred că Republica Moldova aici va fi foarte prudentă și va trata subiectul universității refugiate, care în hotărâre de guvern așa scrie că universitatea este refugiată,
pentru a se întoarce înapoi după ce va fi soluționat conflictul în stânganistul, va trata acest subiect împreună cu Georgia și Ucraina ca să fie un subiect unic de negociere în relație cu Uniunea Europeană și în relație cu cel care a generat acest conflict. Din acest motiv, noi avem nevoie ca acest subiect să-l tratăm separat și doi, în prezent în stânga Nistrului, avem circa 11.000 de studenți despre care voi vorbi ceva mai târziu, care nu este vina lor că s-au născut într-o zonă unde nu sunt recunoscute reactele oficiale. El învață la școală, după aceasta merge la facultate și Republica Moldova trebuie să gândească la modul serios cum ajutăm acești tineri să încadrăm legal în câmpul de muncă în Republica Moldova sau în orice altă țară. Nu este vina lor că s-au născut într-o regiune unde sunt emise acte nerecunoscute plan internațional. Ca să rezolvăm problema universităților refugiate, și încă o dată repet, în prezent în zona avem 16 universități refugiate, Republica Moldova 1, Georgia 4, Ucraina 11, după mine trebuie să ținem cont de 4 lucruri. Primul lucru este că universitatea din Tiraspol, spre deosebire de alte universități, este o universitate care trebuie să întoarcă înapoi exact unde a fost. Atunci când s-a refugiat în Moldova, 70% din cadrele didactice au venit pe malul Dreptanistului și ei trebuie să întoarcă înapoi acolo pentru ca noi, în momentul reintegrării țării, să ne asigurăm că învățământul superior este asigurat și pe zona aceasta care trebuie reintegrată. Al doilea instrument care noi nu îl utilizăm este că noi trebuie să avem instrumente de apropiere a malurilor. Iris Viitor a avut un proiect legat cu mediul de afaceri în stânga Nistrului, dar mediul de afaceri are un impact cu mult mai slab decât universitatea, inclusiv care pregătește pedagogi. În acest motiv, statul nostru, ca un stat responsabil, ca să gândește de apropierea malor, trebuie să aibă programe de finanțare a proiectelor, de integrare a tinerilor din stânga Nistrului în proiecte pe dreapta Nistrului, ca profesorii din stânga Nistrului să treacă cursul de creșterea calificării în dreapta Nistrului, să fie realizate cercetări comune și cred că universitatea trebuie să devină un centru de apropiere acestor două mauri. Al treilea lucru și cel mai important în opinia noastră, noi în prezent avem acest mecanism de echivalare a diplomilor, în ce constă el? Un tânăr din stânga Nistrului care a învățat și nu este vina lui că a învățat acolo unde este o universitate nerecunoscută, când vrea să activeze în Republica Moldova sau vrea să plece peste hotare și ar dori diploma, noi trebuie ca Universitatea din Tiraspol să o transformăm într-un centru unic de echivalare a diplomilor. Ce va permite acest lucru? Ne va permite ca tinerii din stânga Nistrului să poată veni aici, profesorii să verifice cum se întâmplă și acum, avem câteva cazuri, dar nu este un fenomen general, avem doar câteva cazuri. Am discutat chiar ieri cu profesorii de la Universitatea din Tiraspol, avem din nefericit doar vreo 10 cazuri, fiți atenți, din 10.000 de studenți, doar 10 studenți au recavalat diplomele, restul bănuiesc activează ilegal, se primește, inclusiv în Republica Moldova. Deci când el vine cu diploma, el dă diferențele care sunt necesare să verifică tot ce a studiat el, există un mecanism foarte clar, noi trebuie să ajutăm pe cei din stânga Nistrului. Și a patra, da, într-adevăr, această universitate este refugiată, când au venit aici nu aveau absolut nimic, guvernul de atunci, în 92, apropo, săptămâna viitoare se împlinesc exact 30 de ani de când a fost refugiată universitatea, s-a întâmplat și asta pe data de 7 iulie, dacă nu mă înșală memoria. Deci această universitate, când a refugiat, n-aveau nimic. Li s-au dat, erau niște condiții foarte severe de activitate, dar acum cred că noi, prin acest proces de consolidare a învățământului cu știința, Universitatea de stat din Tiraspol, care este o universitate refugiată, trebuie să fie comasată cu cel puțin două instituții de cercetare după profilul universității, astfel ca să crește în capacitatea ei de a fi centru de echivalare a diplomelor, de a fi un centru de cooperare cu cei din stânga Nistrului pentru a ne apropia și, în sfârșit, de a fi o universitate puternică atunci când se va reintegra țara, noi să putem să asigurăm continuitatea primii universități din Republica Moldova, care a fost creată în 1931 la Tiraspol. Cu aspectele imobiliare. Deci cât n-ar fi de straniu, noi acum vorbim despre reforma educațională, dar ceea ce nu se discută în spațiu public fac pe cel mai important. Deci, tot ce trebuie de făcut este ca Parlamentul, cel puțin o dată la 3 ani de zile, să aibă raport a Curții de Conturi,
privind tot ce înseamnă proprietățile centrelor universitare în acest proiect de transformare. Pentru ca noi să protejăm patrimoniul universităților și instituțiilor de cercetare, ca să nu fie blocuri construite și nimeni să nu știe unde au dispărut banii, eu propun 4 măsuri critice care sunt necesare. Prima, prin lege să fie specificat expres că nici o bun și nici o proprietate de la aceste universități sau centri nu vor fi înstrăinate în favoarea altor instituții sau bugetul de stat. Altfel spus, nu vor fi vândute clădirile și banii să-i păpăm în bugetul de stat. Banii trebuie să rămâie la centrele universitare și la centrele cercetare. 2. Bunurile să fie înstrăinate în baza deciziile forului reprezentativ, fie Senatului, fie Consiliul de Dezvoltare Strategică a Universității. De fapt, așa și se întâmplă, dar spun acest lucru deoarece este extrem de important. 3. Și cel mai important, toate veniturile care vor fi încasate din bunurile care evident vor trebui vândute, că n-ai ce faci cu ele, într-adevăr sunt foarte multe terenuri, clădiri care nu mai ai nevoie de ele. Toate aceste venituri să fie utilizate prin lege, să fie scris strict pentru dotare tehnică materială și pentru investiții capitale. Altfel spus, fie interzis mâncarea acestor bani, consumarea acestor bani. Deci toți banii din aceste proiecte, din vânzările de bunuri, trebuie să meargă la creșterea și dotarea universităților cu utilaje și echipamente necesare pentru cercetare. Și 4, odată la 3 ani de zile, cel puțin odată la 3 ani de zile, Curtea de Conturi să vină cu raport în Parlament și să ne informeze ce se întâmplă cu bunurile universităților și centrelor de dezvoltare care au fost comasate. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, noi riscăm enorm să intrăm într-un proces lung de corupție și toată această reformă în final să aibă un singur nume, dispariția proprietăților și patrimoniului universităților și centrelor de cercetare. Dar după cum am spus, vreau să mă întorc la problema studenților. Deci, după cum am menționat la început, mie mi-este clar din ce cauză guvernul. Da, comasarea centrelor cercetare și universităților este mai clar. Cu comasarea universităților doar, răspunsul îl vedem în câteva grafici foarte triste. Dacă ne uităm atent, în anul 2006-2007, Republica Moldova era 128.000 de studenți. Astăzi noi am coborât până la 56,8 și acum avem 59,6.000 de studenți. Creșterea din ultimii 2 ani de zile se datorează aproape exclusiv pandemiei. Din cauza pandemiei, și eu am demonstrat aceasta mai de mult, studenții noștri o parte n-au putut pleca pe scutare, au rămas în interiorul țării, dar aceasta nu e pe lungă durată. Deci dacă ne uităm atent, noi avem în prezent de mai mult de 2 ori a scăzut numărul de studenți. Practic, dacă acum 10 ani în urmă la un cadru didactic erau 20 de studenți, acum am ajuns la un cadru didactic să avem 13 studenți. Practic, noi am ajuns la situația în care noi nu mai putem finanța cadrul didactic, noi nu avem studenți pentru profesorii care sunt, chiar dacă s-a redus destul de puternic numărul de profesori. În ultimii ani, Republica Moldova s-a redus numărul de profesori, însă încărcătura lor care se măsoară după număr de studenți pe un profesor, a scăzut aproape 2 ori. Deci, în prezent, un profesor are aproape de 2 ori mai puțin studenți decât a avut acum 10 ani de zile. Deci, este clar de ce este necesar așa ceva. De ce noi avem așa de puțini studenți? Dar înainte de aceasta, vreau să vă arăt și pe stânga Nistru, dacă vă uitați atent, Republica Moldova în anul 30, când a fost deschis prima universitate, de la Tiraspol, aceasta care este refugiată, a avut circa 2.000 de studenți. În anul 2006-2007, pe ambele maluri ale Nistru, noi am ajuns cifra maximă de 146.000 de studenți. Acum avem 70.000 de studenți, dintre care 59.000 pe malul drept și 10.000 pe malul stâng sau 11.000 pe malul stâng. Deși s-a redus numărul de studenți, pentru aceasta, ca să răspund la această întrebare, haideți să ne uităm care este profilul studenților. Știți voi că sunt tineri, dar mie îmi plac cifrele. Deci, din toți studenții care avem noi, de 59.000, 73% din ei sunt până la 24 de ani. 17% de la 25 până la 34 și 9% peste 35 de ani. Aceștia de la 25 de ani în sus, nu voi analiza, aceștia sunt care își fac a doilea studii superioare, sunt oamenii care deja în vârstă și la un moment dat au decis să aibă o nouă profesie. Pe mine mă interesează cei până la 24 de ani, care reprezintă 73-75% din toți studenții. După cum bănuiți,
Republica Moldova trece prin cea mai dramatică situație demografică. Eu am luat tinerii de la 19 până la 23 de ani. De ce am luat aceștia? Că ei reprezintă, de fapt, studenții noștri, în cea mai mare parte. Uitați-vă atent, în 2007-2008 noi am avut 360.000 de tineri. Astăzi noi avem 185.000 de tineri sau de două ori mai puțin. Deci la noi numărul de tineri din Republica Moldova s-a redus de două ori. Dar fiți atenți, aceasta nu e toată problema. Deci numărul de tineri s-a redus de două ori, însă numărul lor din țară s-a redus mai tare. Dacă în 2007-2008 noi aveam 300.000 de tineri în țară, 305.000 de tineri în țară și 55.000 de tineri estimativ peste hotare, deci în vârsta de studenți, în prezent noi avem în țară 120.000 de tineri, iar peste hotare 70.000. Deci noi din 190.000 de tineri, o treime deja sunt peste hotare. Evoluția lucrurilor este de așa natură, că undeva peste 6-7 ani, numărul de tineri din țară va fi mai mic decât numărul tinerilor de peste hotare. Deci noi nu-i de ajuns, uitați-vă, în următorii ani de zile, numărul de tineri, persoane de la 19 până la 23 de ani, deci ăștia care sunt studenții noștri bază, va înregistra o ușoară creștere. Vine, nu știți, a fost, nu, haideți, demografii vă vor povesti poate mai mult, poate voi face o ediție specială unde voi arăta că noi am avut câteva gropi demografice, acum va fi în următorii vreo 7-8 ani de zile, vine valul celor născuți după 85 care au copii, care merg la facultate, știți foarte bine, am avut boom-ul acela demografic înainte de prăbușurile Uniunii Sovietice, oamenii cei au intrat în vârstă că s-au căsătorit și copiii lor acum ajung la facultate. Păi uitați-vă, valul cel mare de copii născuți în 85, care copiii lor vin la facultate, nu va fi niciun beneficiu pentru noi. Fratele meu, da, are 3 copii care merg la facultate, numai că ei vor merge în Germania, chiar nu în Republica Moldova. Și noi din anul, undeva peste 6-7 ani de zile, cel mai probabil vom avea număr de tineri psihotare mai mari decât în Republica Moldova. De fapt, o mică analiză ne permite, spunem în felul următor. În prezent, Republica Moldova are circa 95.000 de studenți. Doar 35.000 de plânși și peste hotare. Deci Republica Moldova are în interiorul țării 60.000 de studenți și mai mult de jumătate din, și încă 35.000 peste hotare. Deci, practic, noi suntem loviți de doi factori. Primul, numărul de copii scade și a scăzut continuu în ultimii 15 ani. În următorii vreo 5 ani de zile vom avea o ușoară ameliorare a situației demografice, însă asta pe noi ne salvează din simplu motiv că migrația continuă de a fi și noi vom avea 190 ceva de mii de tineri, cu 7.000 mai mult decât avem acum. Numai că ei vor fi noi aici acasă, dar peste hotare. Și practic în țară nu ai copii care să meargă la facultate. Nu cu universitățile noastre sunt rele, nu cu universitățile noastre nu sunt bune, dar nu ai copii să meargă la universitate. Haideți să o terminăm pe un ton mai pozitiv. Da, pe lângă comasarea care trebuie să aibă loc, mai sugerez guvernului să atragă atenția încă la un aspect despre care n-am vorbit. Studenții străini. Noi am avut o ediție specială a analizelor economice și cred că vom mai face încă cel puțin una sau două ediții speciale din simplu motiv. Când prezent studenții străini aduc anual în Republica Moldova mai mult de 100 de milioane de dolari. Deci exportul de servicii educaționale, ca așa trebuie tradus în limba economică, de fapt ne aduc niște bani care noi nici nu estimăm. Uitați-vă atent, doar câțiva ani în urmă, în Republica Moldova erau 1200 de studenți străini. Acum avem 4500, dar dacă observați, noi ne-am plafonat. Acum, dacă ne uităm în sălile de curs, undeva din fiecare a 8-lea student este un student străin. După cum am vorbit, cine vrea va găsi, voi da link, cred că la analiza pe care am făcut-o cu exportul serviciilor educaționale. Întrebarea care trebuie să o pună guvernul, de cine am plafonat cu studenții străini? Și eu am făcut un top al ratărilor. Deci noi avem în prezent ratări de cel puțin 2500 de studenți străini. Ce înseamnă ratări? Am luat numărul maxim de studenți străini pe care l-a avut Republica Moldova și câți avem acum? Și cât am ratat noi? Noi deja, asta comparativ cu un an în urmă, anul acesta situația este și mai proastă, noi deja am pierdut peste 700 de studenți din Israel.
Deci Israelul, pentru cei care nu știu, Republica Moldova pentru studenții din Israel era ca destinația a treia țară. Prima țară este Iordania, a doua țară Statele Unite și a treia țară luptă trei țări. Germania, Italia, Republica Moldova. Deci acestea trei țări luptă cine sunt cea mai importantă țară ca destinație pentru studenții din Israel. Noi am pierdut 700 de studenți. Autoritățile Republicii Moldova trebuie să afle din ce cauză noi am pierdut, din ce cauză anumite diplome din Republica Moldova nu sunt cunoscute în Israel și ce trebuie de întreprins ca aceste diplome și aceste specialități fie recunoscute într-așa o manieră ca noi să putem recupera înapoi studenții străini. Din Siria, știți, situația este clară legată cu război. Din Ucraina am pierdut studenții, dar nu i-am pierdut acum pe condiții de război, i-am pierdut cu mult mai devreme. Din Iordania, țara vecină, de fapt, dacă observați, noi trei țări din unde aveam studenți erau Orientul Mijlociu. Tradițional vineau studenții de acolo. Este o piață pentru noi, noi din păcate am pierdut-o. Unica unde noi, cine a salvat pe noi, este România. Foarte mulți studenți din România vin în Republica Moldova și practic studenții din România ne-a salvat de la prăbușirea, deoarece noi tot Orientul Mijlociu, care era tradițional, studenți care veneau la noi, am pierdut. Deci, în concluzie, reforma educațională care a început-o guvernul și discuția în spațiu public, în opinia mea, este prea îngust. Această reformă are cel puțin patru dimensiuni enorme, iar a cincea am adăugat-o eu. Una este comasarea universităților cu centrul de cercetare, lucru benefic. Doi, comasarea universităților, care eu o consider benefic, dar trebuia de făcut într-o manieră în care să nu străzească rectorii dimineața, că mâine ei nu mai sunt. Trei, stânga Nistrului, care este un subiect separat și îl trebuie tratat împreună să avem o politică unică susținută de Uniunea Europeană, împreună cu Ucraina și cu Georgia. Patru, proprietățile pe care noi riscăm să le pierdem într-o formă neclară, lucru care trebuie gestionat cu mare prudență. Și cinci, să compensăm pierderea tinerilor din Republica Moldova, care este obiectivă și nu avem, din păcate, ce face nimic, prin programe clare de atragere a studenților străini, lucru care Republica Moldova a reușit și doar urmează să-și consolideze. Toate acestea fiind spuse, doar vreau să menționez, ediția de astăzi, doar este invitația la discuții și absolut deloc nu pretind că am dat răspunsuri la întrebări. Doar vreau să atrag atenția la niște elemente la care, după mine, trebuie atras atenția. Reforma este necesară, noi trebuie să facem reformă într-o manieră, însă trebuie făcut într-o manieră în care să nu ne fie rușine peste câțiva ani de zile de ceea ce am făcut. Vă mulțumesc și până data viitoare!